Dacă există corelații non-locale și mai mult decât atât, dacă acele corelații sunt maximale. Și acum, deci de ce testăm pentru corelațiile astea? Pentru că dacă detectăm corelații non-locale maximale, înseamnă că între ALS și BOP erau stările acelea FI+, și erau preparate corect. Și mai mult decât atât, stările respective nu erau corelate cu altceva, din cauza proprietății de monogamie. Deci, din cauza monogamiei entanglementului, IF nu poate, cumva, implicit, așa, nu poate să afle nimic, nu poate să se coreleze cu informațiile din minții aceia entanglement. Atâta timp cât observăm corelațiile acestea non-locale și știm că erau ocupate doar pe rechită. Și atunci, din nou, putem limita informația pe care doar obține IF din corelațiile respective, doar din corelații putem limita informația lui. Și asta înseamnă, mai mult decât atât, că nici măcar nu trebuie să avem încredere în dispozitivele care fac măsurătorii. Pentru că noi ne uităm doar la corelațiile output-urilor măsurătorilor. Deci, dispozitivele care fac măsurătorii sunt niște aparate care au să zice niște butoane și un afișaj undeva. Deci eu nici măcar nu văd cubiții respective, văd doar ce afișează aparatul de măsură. Și tot apăsând pe butoane și o să notez toate rezultatele de la aparatele de măsură. Acum o să discut cu persoana cealaltă, dacă sunt ales să vorbesc cu POU, și o să vedem dacă rezultatele noastre manifestă acele corelații. Deci nici măcar nu discut într-un fel de o stare cuantică până în punctul acela. Și apoi, dacă observ corelațiile respective, trag concluzia că, într-adevăr, era entanglement maximal între noi și dispozitivele au funcționat corect. Pentru că dacă dispozitivele funcționau în orice alt mod, dacă nu făceau măsurătorile respective și făceau alte măsurători, nu aș fi observat corelații pe acestea. Deci ideea e că există un singur mod prin care se pot obține corelațiile astea și acel mod este ca dispozitivele să funcționeze corect. Deci nici măcar nu trebuie să am încredere în implementarea lui. Și din nou, ca și în cazul anterior, dacă ceva, dacă nu observ corelațiile astea, atunci care și pot să opresc eventualul și pot pești dispozitivele la lucruri, dacă nu le convine. E și lucrurile arată cam așa. Deci, există o sursă undeva care produce entanglementul și determină particulele în ALS și POP. Și acum, IF, dacă încearcă cumva să se coreleze cu cubiții respectivi, e clar că dacă se măsoare cu cubiții din entanglement, se colapseze și deci o să producă o stare separabilă, care nu are cum să producă relații în mod local. Deci, cea mai bună strategie pentru ea e să încerce cumva să-și pună un cubit al ei în entanglement cu cele pe care le primesc ALS și POP. Dar dacă face chestia asta, o să reducă cumva nivelul de corelație dintre ALS și POP și o să detecteze chestia asta. Și atunci înseamnă că din nou nu funcționează cum trebuie. Și cum ziceam și mai devreme, dacă ea a făcut ceva aparată pe măsură, astfel încât să nu funcționeze cum trebuie, din nou eu o să detecteze asta din corelație. Ok. Iar treaba aceasta cu independența de dispozitiv, independența de implementare, este una din proprietățile pe care toate protocoalele criptografice, cuantice, caută să le aibă. Și ce e și mai interesant e că nici măcar nu trebuie să presupunem că mecanica cuantică e corectă ca să avem proprietatea aceasta. Pentru că singurele lucruri de care avem nevoie, singurele vedințe, este ca corelațiile așa în urmă locală maximale să fie adevărate, pentru că nu există în natură corelații mai puternice decât astea. Să existe proprietatea asta de monogamie între corelații, nu neapărat între entanglement, dar între corelații să existe monogamie. Și ceea ce se cheamă liber arbitru, adică faptul că ALS și POP sunt liberi să-și aleagă pur aleator setările dispozitive. Dacă astea trei lucruri sunt adevărate, atunci putem obține proprietatea aceasta. Dar, din nou, asta este mult mai greu de demonstrat decât cazul anterior, iar cea mai recentă demonstrație a proprietății acestea a fost făcută anul trecut, am impresia, în 2014. Deci foarte, foarte recent. Deci ceva foarte, foarte greu de realizat și, în principiu, greu de realizat și practic care să facem fizic chestia asta. Pentru că nu e atât de ușor să avem, adică problema e următoare. Numărul de particule entangled de care avem nevoie pentru a obține un grad de certitudine suficient de mare ca să limităm informația lui,
devine astronomic de mare. Spre exemplu, se obține ceva de genul n la puterea 100 sau n la puterea 1000 sau ceva de genul ăsta, ca să obțină o probabilitate rezonabilă de mică pentru pic. Deci, din cauza asta, sunt foarte greu. Deci, există teoretic, dar sunt foarte greu de făcut în practică și lumea lucrează de ceva vreme pentru a le aduce în domeniul realității. Acum, mai am două minute. O să vorbesc repede. De unde vine securitatea în protocoalelor acestora? În cazul lui BB84 vine din principii de incertitudine, din faptul că nu puteam să deosebesc între stările acelea, în timp ce în cazul lui N91 vine din monogamie și din corelațiile interlocale. Și spre exemplu, spre deosebire de Diffie-Hellman sau alte protocoale, deci Diffie-Hellman este un protocol de schimb de fibre, un protocol clasic, unde ne bazăm pe logaritmi discret, aici ne bazăm pe legile fizice pentru a obține securitate. Și atunci am putea să punem întrebarea dacă ne bazăm pe legile fizice e suficient. Și de fapt răspunsul este nu, nu este suficient. Și pot să vă dau un exemplu de protocol foarte interesant. E un protocol clasic, deci uitați pe partea cuantică, e un protocol clasic, care se bazează pe legea lui Kirchhoff și pe ceva care se cheamă zgomot Johnson, deci bazat pe legile fizice. O consecință a legilor lui Kirchhoff e că dacă avem două rezistențe în paralel, rezistența seriei e suma rezistențelor. Iar zgomotul Johnson ne spune că la o anumită temperatură T o să existe un curent electric printr-un cablu, care să aibă densitate doar ca T supra R, de rezistența cablului și cablul e constantă lui Johnson. Și atunci, să zicem că Alice și Bob au între ei o sârmă, care are rezistență electrică. Și fiecare dintre ei poate să împământeze fiul ăsta, fie printr-o rezistență R low sau o rezistență R high, care este aceeași în ambele părți. Deci schema arată în felul următor, iar avem Realis și Verbo și au capul ăsta între ei și rezistențele low și high și pot fie să lege la una, fie la cealaltă și sunt toate cele patru situații posibile. Și acum, protocolul funcționează în felul următor. Ei o să alterneze random întrerupătorul acesta care leagă rezistența la pământ, o să alterneze random amândoi, deci un aleator o să alterneze legătura aceea la pământ și o să măsoare curentul prin fir. Și când o să măsoare un curent de forma aceasta, rezistența firului plus suma celor două rezistențe low și high, atunci o să zic că o să înregistreze un bit pentru momentul în care s-a întâmplat asta. Spre exemplu, când Alice alege rezistența low și low high sau invers. Și când Alice alege low și low high, amândoi o să înregistreze 0 și când invers o să înregistreze 1 și în felul ăsta o să ajungă la OK. Și vedeți că e un protocol pur clasic care face asta. Și acum, ce poate face atacatorul? Bine, poate să taie cablul de predicul asta. Dar, să zicem, ea vrea să afle informații, deci o să se conecteze la capul, poate să măsoare intensitatea curentului. Dar problema e că ea deși măsoară intensitatea și știe momentul în care ei ajung să aibă unul să fie pe loc și unul pe high, doar din intensitate ea nu-și dă seama care e care, că dacă mai ales e pe loc și pe pe high sau invers. Și atunci nu-și dă seama ce bit e, complet încerc. Și deci am putea trage concluzia că protocolul e sigur și multă vreme s-a crezut că protocolul e sigur. Până când oamenii și-au dat seama că, de fapt, deși legile sunt corecte, legea lui Kirchhoff și Johnson, ele totuși nu sunt complete, adică nu dau o descriere completă a ce se întâmplă acolo, pentru că ele sunt niște legi statistice, în special legea lui Johnson, la lui Kirchhoff, să zicem că nu e, dar legea lui Johnson e o lege statistică. Și atunci, dacă IV are abilitatea să măsoare ce se întâmplă cu particulele din firul acela electric, poate să afle mai multe informații în felul acesta. Și mai ales dacă poate să măsoare momentul în care ei își schimbă comutatorul acela, poate să-și dea seama după suficient de multe, poate să-și dea seama când Alice folosește ce rezistență și la fel și pentru vol. Și deci protocolul este nesigur. Pentru că, cum ziceam, legea este, una dintre legi este statistică și deci, în principiu, dacă legile fizice sunt mai adânci, mai profunde decât starea, decât legile pe care le folosim în protocol,
atunci atacatorul poate folosi acele informații în plus pentru a obține, pentru a face ceva despre cheia acolo. Spre exemplu, să măsoare pozițiile și vitezele moleculelor, particulelor sau zgomotul în fir sau lucruri de genul acesta. Deci, să bazăm un protocol pe legile fizicii nu e suficient pentru securitate, ci trebuie să demonstrăm că legile pe care le presupunem a fi adevărate ne oferă descrierea completă asupra naturii și deci că dacă aceea presupune că e descrierea completă, înseamnă că orice facem atacator cu legile acelea, fără să le încalce, nu afectează securitatea protocolului. Și mă rog, în cazul criptografiei cuantice se face presupunerea aceasta. Iar în baza acestei presupuneri, zicem că protocoalele ne oferă securitate necondiționată și independență de dispozitiv, iar protocoalele care sunt dependente de dispozitiv, MP24, există deja implementate și se folosesc și sunt acelea pe site-ul mai quantic pe care puteți să le cumpărați. E și foarte recent au apărut și protocoale care se cheamă semi-device independent, în sensul că putem să nu avem încredere în unul din dispozitive, dar într-unul să avem încredere. Și atunci nu mai apare algoritmul acela de M la 100, apare ceva mai rezonabil. Și atunci protocoale de genul acesta putea fi implementate în practică. Dar încă nu s-a făcut asta pentru că e destul de recent. Ok. Cam atât pentru... Aveți